aici? Mulțumesc și eu. Nu o să pot sta foarte mult, că trebuie să mai intru la un post de televiziune. Da, ascultăm cu mare plăcere. Care e situația astăzi, acum, domnule Andruș? Situația este foarte gravă, atât timp cât astăzi pe surse am aflat informații că se pregătește o ordonanță de urgență ca să se interzică circulația tractoarelor pe drumurile europene și mai nou, din informații care nu le pot verifica, dar sperăm să nu fie adevărate, ministrii sunt la schiuri, sunt plecați, îi doare undeva de situația actuală a țării. Este o nesimțire crasă la adresa acestui popor. O lipsă de reacție cumplită și rugăm frumos să nu facă asemenea provocări pentru a irita societatea. Eu vă mulțumesc tare mult că m-ați prins. Să veniți cu utilajele, practic, dacă vă interzic să mergeți cu tractoarele pe drumurile acestea. Exact, exact. Și așa nu putem ieși din curți, dar acum mai nou vor să interzică. Această țară să nu uite că nu este al dumnealor. Noi suntem cetățeni și statul are obligația constituțională să ne asigure un minim de trai. Nu vrem să ajungem în stat social, să putem să lucrăm în țara românească și să ne putem desfășura activitățile legal. Nu mai puneți funii pe gâtul nostru! Domnule Andruș, eu vreau să stabilim o chestiune, pentru că se vorbește mult în spațiu public, inclusiv miniștrii vorbesc despre asta, despre un protest politic. E drept că ei se referă mai mult la transportatori, însă eu vreau să vă întreb, pentru că eu vorbesc în mod special acum despre fermieri și întotdeauna știți că există spațiu în emisiunea mea pentru producătorii români. Există vreo legătură politică în acest protest? Vreau ca dumneavoastră să lămuriți, ca să audă oamenii simpli telespectatori adevărul. Stimată doamnă, aceste informații în piață sunt aruncate pentru a destabiliza. Dacă domnii aceștia ministri care acuză că este un protest politic să numească partidul care a organizat așa ceva, dacă nu se numai mintă, pentru că ei și când suflă mint, aceste minciuni trebuie să înceteze, iau responsabilități, nu cu asemenea tertipuri să vină în piață. Vreau să mai spuneți o chestiune, domnule Andruș. Care este cea mai mare problemă pe care o aveți dumneavoastră, agricultorii, fermierii, producătorii români în momentul de față? Ce vă încurcă cel mai rău activitatea? Ce vă falimentează cel mai mult acum? Repet, lipsa cadrelor legislative de protecție a afacerilor și a populației României, la orice nivel. Nimic nu este funcțional la această țară. Să dăm legi peste legi, taxe peste taxe, opreliști peste opreliști. Nu e normal să întâmple acest lucru. Cu dumneavoastră nu a vorbit nimeni, nu, domnule Andruș, nu a vorbit nimeni de la guvern cu fermierii. Nu așteptăm să vorbeați cu noi. Așteptăm măsuri urgente. Vorba a luat sfârșit. Ce ar trebui? Care sunt primele măsuri, domnule Andruș? Ce vă trebuie concret să se facă de către guvern? Hai de capul meu, sunt multe. Sunt foarte multe. Foarte, enorm de multe. Avem deja o listă în completare, peste 30 de puncte minime sunt. Nu se poate așa ceva, așa nu poate continua. Stop joc la acest sistem în care ei pe ei se promovează, se protejează și noi murim cu zile. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc, domnule Andruș!